Aeronava de tip C-17 Globemaster se întorcea din Irak și se îndrepta spre baza militară Ramstein din Germania. Avea la bord soldați americani și echipamente militare. Comandantul a hotărât să aterizeze de urgență în momentul în care fumul a pătruns în cabină. La 19:37 aeronava a aterizat în condiții de siguranță și securitate. Vă pot spune că sunt 39 de suflete la bord și nu sunt probleme. La nivelul județului Constanța s-a activat planul roșu de intervenție, toate structurile implicate acționând cu toate forțele și mijloacele din dotare. Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. În cele din urmă s-a stabilit că a fost o scurgere de combustibil la unul dintre echipamentele militare din avion. După 3 ore, aeronava a decolat în condiții de siguranță. Cât au durat verificările, militarii nu au coborât din avion.